Pentru sfârșitul acestei săptămâni, meteorologii au emis o atenționare pentru vreme deosebit de caldă, valabilă în toate regiunile intracarpatice. Potrivit datelor ANM, în Banat, Crișana, Maramureș și local în Transilvania, frecvent vor fi temperaturi maxime de 33-34 de grade. Vineri, 18 septembrie, se vor înregistra izolat și valori termice maxime de 35-37 de grade la amiază, când și indicele temperatură umezeală va atinge local pragul critic de 80 de unități al disconfortului termic. La Giurgiu, vremea nu va fi caniculară, însă maximele sunt peste cele normale acestei perioade. În acest weekend la Giurgiu, vremea se menține caldă, cu temperaturi cu 2-3 grade mai mari decât cele normale. Nopțile vor fi mai reci, cu minime până la 12 grade. Maxima la Giurgiu va ajunge în jurul valorii de 32 de grade. Și dacă weekendul va fi specific unor zile frumoase de toamnă, de duminică noapte vremea schimbă registrul. Despre precipitații sunt așteptate de săptămâna viitoare, când un front atmosferic bogat în precipitații va ajunge și pe teritoriul României. În ceea ce privește ultimele zile din septembrie, veștile sunt dintre cele mai bune. Cerul va fi mai mult senin, sunt șanse slabe să plouă, iar maximele se vor situa în jurul valorii de 27 de grade. Pe timpul nopților nu vor fi mai mult de 15 grade.